Astăzi avem o surpriză pentru Mihaela Andreea. Ne-a venit un colet mult așteptat. Mami, de fapt ai uitat. Cum se vor descurca la grădiniță? Unul într-o grupă și unul în cealaltă. Este apărătoare pat care se pune la marginea patului ca bebelușul să nu cadă din el. Pregătim tigăile și jucăm tenis. Să-i facem o surpriză copilul? Imediat! Barcă, pe valuri plutește ușor și trei băieți acolo! Cum așa fără Mihaela Andreea? Mă primiți și pe mine? Eu, de fapt, îi voi face în tatăl un prank! Imposibil! Cum așa? Melissa are un secret, tati! S-a antrenat foarte mulți ani! Acum mă de... Broscuțe în bărcuțe. Să vedem ce fac. Vai, ce cald este afară. Noi sărim în apă și facem scufundări. Și cum e apa? Este bună, numai bună de bălăcit. Mă primiți și pe mine? Da, desigur. Hai, vino repede în apă. Și Melissa, hai, arată ce poți. Mă pregătesc de o săritură! Hai că am venit și eu, Matei, vreau flamingo, vrea să se bronzeze astăzi. Au mai rămas clipe numerate până la școală și grădiniță, așa că ne distrăm la maxim! Și hai la bord! Așa! Și pa, pa! Pa, pa, Matei! Pa, pa, Matei! Ce frumos! După ce am pus toate soluțiile în apă, vreau să facem testul. Clor cam nimic. Ce e asta? Iarăși clor arată zero. Dar eu sar în apă! Și 3, 2, 1, start! A fost bine? Foarte bine, Melissa. Mi-a plăcut! Se văd rezultatele muncii Melissei de fiecare zi. Bravo, Melissa! Să încerc și eu modul Melissei. Cu Melissa, așa? Da. Și cap în jos. Hai, pa! Pa! Pa, tati! E bine! A fost mai bine decât data trecută. Și acum, Mircea, tu cum sari în apă? Dar acum, bombă! Și... He-he! Bravo! Matei, de fapt a găsit și-a un țânțar. Să-i facem o surpriză copilor și să-l aducem și pe Ionuț. Imediat! Uite cine a venit la noi! Wow! Ionuț! Hai să îmbrăcăm vesta! De fapt, foarte recent am cumpărat această vestă. Da, este pentru copii de vârsta lui. Și foarte important, această centură de siguranță se prinde aici pentru ca să nu se ridice vesta sus și să nu rămână capul blocat în interior acolo. Mergi? Da! În piscină! Ionuț, cum e apa? Cum e? E bine? E rece? Ei, să vezi cum Mihaela face cu picioarele în apă. Gata! Așa! Dă-mi din picioare! Hai, dă-mi din picioare! Și din mâini! Super! Este! Te duci la tati! Ce tati, bălăceala matinală e cea mai faină! Eu povesteam Mirisa și Lumicea, atunci când eram la mare, dimineața era cea mai perfectă apă, nu era tulburată de nimeni și era limpede și era liniște totală. Așa e și în dimineața. Cum e apă, Ionuț? E bine? Wow! E super! Au! Oh! Cine la bord? Cine e? Doi băieți? Mami, după ce s-a jat Ionuț? S-a ridicat? Flamingo s-a ridicat? În spate! Așa! Iuhu! Cu bărcuța! Hai! Pa, pa! Ați plecat? Barcă, pa, pe valuri plutește ușor și trei băieți acolo! He, he, he. Trei băieți cadă în apă binișor. Opa! Și barca noastră! Am
sunt în turbulențe! Oare sunt turbulențe și pe apă? Dacă e furtură? Turbulențele ce fac? Pierdem pasagerii! Pierdem pasagerii! Dar după naufragiu, Mici a găsit o altă barcă! Piscina Mihaelei! Ce-i, tati, vă distrați? Ne distrăm la Maxim! Opa! Nu este încântat! Cine a venit la noi? Cine a venit la noi? Cum așa fără Mihaela Andreea? Ia să vedeți reacția ei la apă pentru prima dată! Spre deosebire de Ionuț! Și? Oh, eu cum a desfăcut degetele de la picioare! Hai, stai din picioare! Hai! Pulc! Hai, Mihaela! Și... Pup! Easy! Yay! Dar deja și Ionuț se agită la apă! Pui aici, Mihaela! S-o pun pe Mihaela cu tine? Da! Și încă o dată, Mihaela! Hai! Probabil ea vrea în bărcuță cu băieții! Roșii. Ea vrea să înnoate! Wow! 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 Ia să vedem! Da, nu-i place cu băieții! Vreau apă! Tu vrei așa, da? Singură! Și... Iese! Dar băieții plutesc pe o bărcuță nouă! De fapt, e bărcuța veche a Melisei. Este prima noastră gonflabilă a Melisei. Încă o încercare cu băieții? L-am văzut pe Ionuț, s-a uitat la Matei. Bravo, Mihaela! Este! Dar ce zice Mihaela să se bage un pic mai în apă? Nu știu. Hai să vedem. Este! Mihaela deja s-a obișnuit cu apa. Da? Dar apa de Mihaela s-a obișnuitoare. Nu știu. Hai, ce de piciorușe? De ce pușii sare? Ce e de piciorușe? Vitamina D? Uite cum pune mâna în apă. Hai, Mihaela, fă așa. Încrețită rău, mami, da? La față, de la soare. De soare? Ia, uite cum a pus la apa. Este! Bravo, Mihaela! Iar aici băieții, ce fac? Tot discută despre ochelari de apă, de piscină. Voi cărați cara apă cu ochelari. Tati, eu știu despre ce discută ei. Cum se vor descurca la grădiniță? Unul într-o grupă și unul în cealaltă. Apa este bună, nu rece. Eu am impresia că Mihaela este exact ca și Melisa când o puneam în apă când era așa de mică. Bălăceală, dădea din mâini și din picioare. Și bărcuța noastră se scufundă în apă! Wow! Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu bărcuța? Dar nu vrea să se scufunde, mame! Nu vrea! Nu. Totuși e bună încă! Iar Mihaela X se distrează în piscină? Tati, n-are niciun stres, nicio treabă! Bravo, Mihaela! Și Ionuț, facem virajuri? Învârtiri? Ionuț, îți place? Îți place, Ionuț? Vrei în casă sau afară? Ionuț, ești în casă sau în piscină? În casă. Nu, în casă. Unde vrei, Ionuț? Unde vrei tu? În piscină, ne! Ionuț tot se îngrijorează că tati nu va avea grijă de el. Mamă, Ionuț, să ai pe pace. Nu mai încoace. Te-am avut piscina cu apă? Nu se ia chiar așa pe uscat. Hai, mami, sare apă și tu, mami, ca și noi. Acuș Matei vă arată vouă cum se bagă el în piscină singur el. Fără de scară, cu Matei. Pe burtică? Așa. Vezi, Ionuț, cum face Matei. Bravo, Matei! Hai, câte un pic, bravo! Ești în apă! Unde era Ionuț? O albină, o viespe, o lungăm, a plecat!
Ionuț, privește cum sare mami în apă! Salut! A fost perfect! Asta e perfectul, mami! Așa cum mami nu prea știe să înoate, eu zic că e bine! Totuși eu zic, acum abonații se acordă la mami o notă! De la 1 spre 10! Notă 10, notă 10! Am sărit foarte bine! Este! Bravo! Bravo, Ionuț! Să mă rotesc și eu cu tine! Hai, Ionuț! Vine un flamingo! Salut! Te bronzezi? Da! Afară este foarte cald! Wow! Mai ceva ca la aquapark, tati! Bărcuța! Iar acum am urcat și eu în această bărcuță și mi-amintesc de când era mică! Da, ai crescut mult! Elisa, eu am un challenge pentru tine! Cine mai mult dintre noi va sta cu capul sub apă? A, ce zici? Oh, chiar este o idee bună! Hai să încercăm! Chiar sunt curioasă să văd cine este mai rezistent sub apă, tati sau Melissa? Eu, de fapt, îi voi face lui tati un brand. Fii atent aici! Melissa, vii odată! Eu voi număra la 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, da, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O minută și 2 Melissa mai mult, tati! Am câștigat! Este... Imposibil, Melissa, imposibil! Melissa are un secret, tati! S-a antrenat foarte mulți ani! Mami, eu știu că am o rezistență sub apă foarte mare! Melissa, tu la fel? Da! Iar acum sunt curioasă să aflu, abonații noștri oare pot să stea cu capul sub apă? Hai, aveți deja 2 ore de bălăceală! De fapt, mami, avem 3 ore de când stăm aici! Pa, pa! Pa, pa! Noi mai rămânem aici! Nu știu cum voi rezistați în apa asta rece, dar eu nu mai pot! Am plecat! Pa, pa! Cum să fie apa rece? Chiar e caldă! Mai bine viciem și noi de câteva zile de căldură! Iar noi acum o să fim Matei! Wow! Matei! Ce faci, Matei? Așa, vrei să strupești cu apă? Acum, Matei! Astăzi avem o surpriză pentru Mihaela Andreea! Ne-a venit un colet mult așteptat! Despre ce-i vorba? Chiar acum afli! Mami, de fapt ai uitat! Ai dreptate, Mircea, mami, de fapt a uitat că noi l-am cumpărat de la un magazin local! Haideți, deschideți să vedem ce e acolo! Este apărătoare pat care se pune la marginea patului ca bebelușul să nu cadă din el. Da, pentru că Mihaela noaptea doarme în pătuțul ei, iar spre dimineață, când se trezește pe la 5, nu mai vrea să stea acolo și adoarme în patul cel mare. Wow, este o husă și în interior? Dar pare mică! Nici Mihaela nu e mare, dar se extinde Melissa! Este ai văzut? E parcă e pătuțul Mihaela și al lui Matei.
este bucuroase! Două bare pe care le punem și în celălalt capăt. Așa de ușor? Aceasta se bagă sub saltea, dar cum anume, vă arătăm în câteva clipe. Tati, zici că e o masă de tenis. Hai, aduceți paletele și micile. La următorul challenge, 24 de ore în bucătărie, îl vom folosi cu siguranță. Pregătim tigăile și jucăm tenis. O punem pe Mihaela pe pat. Eu sunt protecția ei temporară până când mami pune apărătoarea pentru pat. Oșa! Tati, salteaua e mai mare decât apărătoarea. Acum suntem siguri că Mihaela pe aici nu va cădea, dar pe aici e posibil. Da, da, mai avem puțin și prinde la pași, așa că mare grijă. Pentru acest pat, mami, cred că mai trebuia încă vreo 6 dintre astea. Cel puțin 6. Să le punem pe tot perimetrul patului. Juhuu! Piu, piu! Da, piu! Hei, tu filmezi? Cine acolo? Cine acolo s-a întors? Singură! Mihaela Andreea! Și încă o dată? Așa Mihaela se târie! Se târiește deja! Hai Mihaela! Hai! Bravo! Ca o mită! Bravo! Hai Mihaela! Țup, 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 țup! Așa! Așa! Hai! Ce? M-am obosit! Vreau să dorm! Iar aici noi încheiem vlogul și vă spunem tuturor să nu cădeți nimeni din pat! Noapte bună! Pe curând, până vlogul următor! Pa, pa! Pa! Și noapte bună!